simbol al protestului, rezist al protestului împotriva guvernului. Și ați venit la satul mare, însă, cum poate nu ne așteptam, dar avem un număr relativ mic de cetățeni. De ce credeți că ne confruntăm cu această lipsă? E un număr mai mare decât în alte orașe. Pe de altă parte, se întâmplă un lucru ce ține de comunicare publică simplă. Au trecut un an și 6 luni de zile de la protestele împotriva ordonanței 13, perioada în care, împotriva oamenilor care au ieșit în stradă total dezinteresat și numai din conștiință, fără să aibă o agendă politică sau de altă natură, a fost derulată o întreagă propagandă. Foarte parșivă, foarte perversă, foarte, foarte multe dezinformări care au bulversat pe foarte multă lume, din păcate. Și cred că asta a produs un ușor efect de confuzie. De aceea noi am și vrut să venim în țară, să discutăm puțin cu cei care vor să vină. Și cei care vor să vină, pentru că aceasta este prima noastră deplasare în Satul Mare, este județul cu numărul 40, care a fost în ultimele 2 luni și jumătate. Și cei care vin, cu siguranță, sunt dintre cei mai hotărâți. Și cu siguranță, după discuțiile noastre, ei vor merge mai departe să discute cu prietenilor, cu vecinilor, cu concetățenilor și să îi ajute să iasă puțin din confuzia în care au fost băgați de un an și jumătate de manipulări prin toată mașina de propaganda PSD-ului, în plan central și în plan local, pentru că și în plan local există site-uri, televiziuni pe care ei le controlează și care toate dau în esență aceleași punctaje. Și asta produce efect de demotivare. Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi, spun noi, mă refer la oamenii cinstiți care au fost în stradă după ordonanța 13. Noi nu avem trusturi de presă, nu avem posturi de televiziune, nu avem ziare, nu avem site-uri, nu avem posturi de radio. Noi suntem fiecare uniți printr-o conștiință comună, ne întâlnim pe rețele sociale, este adevărat, dar în rest noi nu controlăm comunicarea publică în România. Și din acest punct de vedere, scopul acestor întâlniri pe care noi le avem în țară și le-am făcut în țară, este și pentru a strânge puțin rândurile și a ne organiza și noi puțin din perspectiva comunicării publice. În perspectiva a ceea ce putem să facem noi pentru a contracara acest mecanism uriaș de manipulare, de minciună, pe care ei îl derulează împotriva noastră. Nu? Dacă ar fi după ei, oamenii care au venit aici sunt oameni aduși de solo. Îți dau un singur exemplu. Da, să te plătiți de fapt. Da. Ele au fost inițiate de către, mă scuzați să mă abuz, au fost vizuirea Constituției. Este domnul Ion Coman aici, care o să vă explice cu ce se ocupă acest grup. Și eu am venit ca jurnalist, domnul Coman a făcut apel către toată presa, la Înalta Curte de Casație de Justiție, l-a dat tuturor apelul de a veni și de a sprijini acest demers. Am venit numai eu cu el, are un microbuz în care ar fi intrat cel puțin 5 sau 6 alți ziariști, dar nu au fost curios să vină să susțină acest demers ce ține de respectarea votului popular și a deciziei Curții Constituționale, că tot se discută acum. PSD-ul face un întreg tapaj în dorința de a decapita Direcția Națională Anticorupție și pentru a-și pune acolo un Tudorel Slugărel, șef la DNA, ca să le rezolve dosarele penale, fac o întreagă discuție și o isterie publică legată de faptul că președintele Klaus Iohannis nu respectă deciziile Curții Constituționale care sunt sfinte. Printre aceste decizii sfinte ale Curții Constituționale este și decizia care este de ani de zile, de foarte pe 8 ani și jumătate. De 8 ani și jumătate mai exact, privind aplicarea referendumului care a decis să fie 300 de parlamentari. Păi dacă sunt atât de sfinte, eu zic să le ia PSD-ul frumos în ordine cronologică, că bănuiesc că până la asta cu Chioveș și mai sunt alte 299, să le rezolve pe toate și după aia, după ce l-au rezolvat, să-i dea un telefon președintelui Klaus Iohannis și să-l întrebe de ce nu respectă hotărârile sfinte ale Curții Constituționale. Că sunt sfinte numai... Da, se sfinte când e vorba numai de rezolvarea dosarelor lor penale. Sper să fie o audiență cât mai mare. Este că noi, oamenii cinstiți, avem șansa să contracarăm toată această comunicare publică a mafiei, a corupților. Avem șansa, folosind rețelele sociale, trebuie doar să conștientizăm această forță noastră și să începem să vorbim. În momentul în care vor vorbi cât mai mulți oameni, și de aici, din Satul Mare, și din toate orașele pe care le-am vizitat, vor vorbi despre răul care ne afectează direct,
Asta nu înseamnă să scrii postări, înseamnă să iei telefonul, să intri în live, să spui tu, să te vadă vecinii tăi, prietenii tăi, să vadă ce gândești tu și cum spui tu. În momentul în care oamenii vor începe să vorbească, eu cred că avem puterea de a construi, dacă vreți, cel mai interesant trus de presă al tuturor oamenilor cinstiți, la care participă toți oamenii cinstiți și care poate să meargă mai departe către oamenii care nu conștientizează răul. Asta este, de fapt, problema României în momentul de față. Tabloul pe care l-am avut la ultimile alegeri parlamentare ne arată că avem 18,5 milioane de oameni cu drept de vot și undeva la 3,5 milioane care au susținut răul de acum, care l-au făcut pe Dragnea un infractor să conducă parlamentul. Sunt 15 milioane de oameni, dintre care cam 2 milioane și ceva au venit la vot. Restul, avem undeva la 13 milioane de oameni care nu conștientizează răul.